Hai salut, bă, băieți, și bine regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să jucăm cu Hira, care este pe un global 92.000 de trofee. Am zis că pun și eu un titlu de la mai cringe, așa cum făceau băieții ăștia în trecut, cu invite de la Hira, 92.000 de trofee, accept sau reject. Probabil că așa o să pun titlu. Acum, na, desigur că sunt meciuri cu el. Suntem în aproape 1400 de trofee per meci, așa că durează foarte, foarte mult. Nu uitați să apăsați butonul de like să facem cât mai multe și desigur să abonați dacă nu ați făcut-o încă. Iar noi, haideți să dăm drumul la video. Meci, ne-a găsit și nouă după 10 minute. Vrea să facă 1400 pe Crow. Deci suntem destul de aproape, jucăm Shelly, să vedem ce reușim să facem. Vă ca un comp destul de tryhard și nu prea-mi place treaba asta, dar la fel și noi. Adică la propriu, că și noi l-avem. Bine, asta o să fie cam enervant. O, vezi că ți-ai arătat ulta, perfect. Cred că pot să dau gol, nu? Nice, let's go, let's go, let's go. Hai că a fost un gol super frumos aici, ceea ce este super bine. Uite, l-am făcut fericit și pe Hira. Aparent că și-a pus Saiyan Gadel nume. Avem ultimata, ia să-l omorâm. Bă, și-a dat gadget, mă. În fine, nu e nicio problemă. Cât timp ai noștri se descurcă, eu zic că stăm super bine. Cred că sunt mort. Mamă, dar vezi că nu trebuie să fie hit ăla, sau mi s-a părut mie. Dar parcă nu trebuia să fie hit, mă, ce sneaky, sneaky s-a dus acolo Hira. Dar n-a făcut kill, n-a făcut kill din păcate. Am ultimata, sunt destul de aproape și de hypercharge. Deci să-l omorâm aici frumos, nice. Nici nu cred că s-a așteptat la ulta, l-a luat așa pe ultimul hit din ulta. Stai mă cu minte cu B aia. Bă, nu știu, aș folosi hypercharge-ul, dar vreau să am și... Aoleu, stai că am murit amândoi ai mei. Aș vrea să am și ulta în caz dacă vreau să-l folosesc. Am luat damage-ul carierei, am vrut să mă feresc de ceva, nu m-am ferit de absolut nimic. Vezi că nu prea arată bine, sau? Dacă ar muri Bia asta, hap, hai că o mori aici. Nice, perfect. Dădu-o la damage-ul carierei. Văd că și Spike-ul ăsta are hypercharge-ul, dar și la cam irosit, că nu prea a dat nici damage, n-a făcut nici kill, nu știu ce a făcut cu... Aoleu, stai cu minte, stai cu minte. Pune mingea frumos acolo. Hai totuși să... Am murit. Bă, momentan ne ținem, deși suntem așa pe muche de cuțit, dar ne ținem, ia. Sau? Bine. Oh, ce ai făcut cu Bii? Ușor, ușor. Nu. Deci am scăpat pe muche de cuțit aici, sincer să fiu. Cel mai probabil o să lăsăm mingea acolo, n-are rost, pentru ultimele 30 de secunde, pentru că, bă, ne-au cam ținut în spawn ăștia, n-au putut să ne dea gol, dar ați văzut și voi că efectiv pe muche de cuțit ne-am ținut. Nu mi-a folosit nici hypercharge-ul, ceea ce este aiurea, pentru că ar trebui să-l folosesc mai des, dar îl păstrez pentru ocazii de neale speciale, gen acum. Bine, nou că ar mai avea importanță, dar un kill frumos, uite, facem și al doilea, nice, let's go, let's go, let's go. Nu știu, nu prea meritam să nu luăm gol acolo, dar din fericire ne-am ținut bine, trecem la următorul. Meciul ăsta ne l-a găsit foarte rapid, nu știu exact de ce, cred că am așteptat vreo 2 minute, ceva de genul, deci îl considerăm instant la trofeele astea, ceva de genul, și au un comp foarte nasol. Bine, avem full counter noi, vă dați și voi seama, mai ales că avem Shelly, stai mă cu minte cu BB aia. O să fie foarte rapid, nu? Hai că am dat și primul, de fapt nu, că poate de ăsta dash. Nu riscăm nimic când nu este nevoie. Bun, avem 1-0 foarte, foarte rapid, avem și ulta, deci n-ar trebui să ne facem griji deloc, stai cu minte cu Bibi că e greu, hypercharge-ul, da, nici nu mai are rost, prea lejer meciul ăsta, haide să trecem la următorul. Oh. Ne-a găsit și următorul meci, au double tank cu Macy, bă, nu știu, dar văd că e destul de populară Macy în ultima perioadă și Buster ăsta, am dat de foarte mult Buster până să vedeți voi, bine, de dură în cam de aceeași player într-una. Dar e ok, o să-l omorăm aici frumos și ăsta ar trebui să fie gol, nu? Ia-aș dă gadgetul și a dat-mă și gadgetul, bine că am dat-o, bine că am dat-o că mă trăgea și nici nu dădeam gol, ceea ce este super. Îmi place când dăm așa gol în primele secunde, deja controlăm meciul. Îl controlam de fapt meciul. Sau să le dau, aoleo, ați... Nu, oh nice, bine. Tăneam la gol, bă, ce se întâmplă, mă? Nu știu, parcă Bia noastră nu prea o simțim în meci, nu știu ce se întâmplă. Stai puțin să avem grijă aici să nu cumva să ne luăm gol, ia. Buf, nice, l-am omorât, perfect, ia, murim și aici. Am făcut double kill, cred că e GG meciul. N-am apucat să-i dau, deși am lăsat, dar nu s-a dus. Nice, bine. Bun, trebuie să ne aștepte asta cu Bia, oricum mai ați 2 tanci, nu prea au șansă contra ăsta, contra Yusuf. Mai ales că el primul, văd că încearcă să-și facă doar ultimata cel mai probabil și a ieșit rosito.
Aole, stai puțin. Stai. Ai grijă. Că nu ai ce să faci tu cu Buster-ul ăla. Au încercat ei o schemă acolo, dar nu prea le-a reușit. O să încerc să stau puțin departe de Macy, dacă se poate. Ăsta cu el primo, nu știu exact ce face. Dar cred că e GG meciul, nu? Da, e absolut GG, nicio șansă. Pit și ăsta, văd că au un comp asemănător nou, doar că au Colt în loc de B, cred, sau? Am văzut bine? Da, Colt în loc de B. Da, nu știu exact ce poate să facă băieții cu Colt, dar totuși pot să încerci, știi că nu tot timpul e scris în frunte că o să câștigi, dar i-am cam luat tare pe băieții ăștia, din ce vedem e gol lejer ăsta, nu? Da. Ok, suntem și aproape de ultimat, ceea ce este super, avem și 3 gadget-uri datorită acelui gear, care e prea bun, efectiv prea broken, și cred că ăsta e meciul, nu? De fapt, nu, care și el e ulta. Bă, nici nu ne putem băga foarte aiurea, pentru că se pot întâmpla minuni, totuși, el e moartă, nice. Bă, vezi că a prins niște hituri ca lumea rău de tot, ia, pot să dau gol? A prins-o, mă, crow-ul ăsta, ia, stai că mai încerc o dată. Acum? A prins-o Colt, ok, nicio problemă. Puteam să încheiem meciul destul de rapid, dar e ok, ia, aproape să dea și el, mă, nu știu. Ne cam încercăm șansele, dar bine, oricum suntem peste ei. A murit și el, săraca, nici hypercharge-ul și cam asta e. Da, foarte legere meciurile astea, ce pot să zic. Că, ia uite, ne-a venit și o Jackie. Nu știu exact ce poate să facă Jackie pe arda asta, dar e ok. Bine, ne încarcă nouă ultă, eventual maxim atât poate să facă. Că în rest nu prea vă să facă ceva. Totuși trebuie să avem grijă că au și Shelly și B, care sunt doi brawler foarte buni. Și joacă cu Jackie, care, na, oricum ăștia counter de la toți trei de la noi. Dar, bă, mereu se pot întâmpla minuni. Nu știu exact al câtelea gadget e ăla pe Shelly. Presupun că mai are unul sau două maxim dacă are gear-ul ăla cu gadget în plus. Totuși n-avem nicio stres aici. O așteptăm pe Jackie să vedem ce vrea să facă. Deși pot să-i dau aici ultă ca să o omorâm amândoi. Oricum o fac ultă aproape instant pe ea. Nice. Cred că pot să dau eu gol, nu? Sper că pot să dau. Stai că încerc așa. Bă, nu prea am jucat-o cum o trebuie aici, cred că puteam să dau gol destul de lejerianos. Oh, nice, acolo din partea lui B. Puteam să dau gol lejerianos, nu știu ce am avut în cap acolo să fac. Am zis că nimeresc pe amândoi cu ulta și n-am mai nimerit absolut nimic. Eu trebuie ăsta cu Shelly. Frumos hypercharge, tot așa să-l dăm. Am și un hypercharge-ul activ, dar nu cred că mai am oportunitatea să-l folosesc, din păcate, sau fii atent. Să-l dau? Hai mă că-l dau, aici, o fi, ai, bat pe amândoi. Nice, unul l-am bătut, ia uite, double kill, frumos, ia, fac triple-ul. Nice, mă, triple kill, uite, vezi, prea ușor cu Shelly. Păi cam atât cu acest videoclip, eu unul sper că v-au plăcut meciurile, desigur, dacă o să vă placă acest videoclip, o să punem eventual partea 2, dar cu meciuri pe care aproape le-am pierdut și o să vedeți cât de strânse au fost, desigur, tot cu Hira. Dacă vă plac meciurile astea în trofee mari, desigur, și până atunci eu am fost Tash și noi în rândul viitoare, numai bine, pa, pa!